Accident grav în județul Iași. Un taxi a fost lovit de un tren interregio. Șoferul mașinii a fost transportat la spital pentru îngrijiri, însă polițiștii au descoperit că acesta era băut. Dispeceratul integrat Isus Morsaj Iași a fost anunțat prin Sistemul Național Unic pentru Apeluri de Urgență 112 despre producerea unui accident feroviar în localitatea Ciuria, unde trenul Interregio 1830 Galați-Cluj-Napoca a acroșat un taxi. La fața locului s-au deplasat mai multe echipe de salvatori, iar șoferul taxiului în vârstă de 50 de ani a fost transportat la spital cu răni grave. La locul intervenției au acționat două autospeciale de intervenție cu module de descarcerare, echipajul de terapie intensivă mobilă cu medic din cadrul ISU Iași și un utilaj din cadrul Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență al Comunei Ciuria. Accidentele feroviare au devenit tot mai frecvente în județul Iași. Doar în ultimele 3 săptămâni, 2 oameni au murit după ce au fost loviți de tren.